Alexandre Sergeievici Pușkin, Dama de pică. Dama de pică înseamnă dușmănie ascunsă. Într-o seară, la ofițerul Narumov din Garda Călare, era joc de cărți. Noaptea lungă de iarnă se scursese pe nesimțite. La 5 dimineața, jucătorii se așezară să mănânce. Cei care câștigaseră mâncau cu poftă, ceilalți ședeau cu gândul aiurea în fața farfuriilor goale. Dar se servi șampanie, convorbirea se învioră și toți luară parte la ea. Tu ce-ai făcut, Surin? Întrebă gazda. Am pierdut, ca de obicei. Trebuie să mărturisesc că n-am noroc. Joc mirandore, nu mă înfierbând niciodată, nimic nu mă face să-mi pierd capul și totuși nu reușesc să câștig. Și nu te-ai ispitit niciodată? N-ai pontat niciodată pe cartea câștigătoare? Ai o voință uimitoare. Ce să mai spui de Herman? Spuse unul din oaspeți arătând spre un tânăr genist. N-a luat cărțile în mână de când e, n-a tras niciodată vreun parol și cu toate acestea stă cu noi până la ora 5 dimineața și se uită cum jucăm. Jocul mă atrage grozav, răspunse Herman, dar nu sunt stare să sacrific strictul necesar numai cu nădejdea de a dobândi un prisos. Hermane, neamți, echipzuit, asta e, observă Tomski. Dar dacă pentru mine există un om de neînțeles, apoi asta este bunica mea, contesa Ana Fedotovna. Cum? Ce? Strigară oaspeții. Tomski urmă. Nu pot pricepe cum se face că bunica mea nu mizează. Dar, spuse Narumov, de ce vă miră că o bătrână de 80 de ani nu mizează? Vă să zic că dumneata nu știi nimic despre ea? Nu, pe cinstea mea nu știu nimic. A, atunci ascultă. Trebuie să știți că acum vreo 60 de ani, bunica mea a fost la Paris și se bucura de mare succes. Lumea alerga să vadă la Venus Moscovit. Richelieu îi făcea curte și bunica mă încredințează că el era gata, gata să se împuște din pricina neînduplecării ei. Pe vremea aceea, doamnele jucau faraon. Jucând odată la curte cu ducile de Orleans, bunica a pierdut o sumă foarte importantă pe cuvânt de onoare. Cum ajunse acasă, în timp ce își dezlipea alunițele și își desfăcea pernițele, îl anunță pe bunica a pierdut la cărți și porunci să-i achite datoria. După câte mi-aduc aminte, răposatul meu bunic era un fel de administrator al bunicii. Se temea de ea ca de foc. Totuși, când auzi despre pierderea aceea îngrozitoare, își ieși din fire, aduse catastifele cu socotel și dovedi că în 6 luni cheltuiseră o jumătate de milion. Că la Paris nu au nici satul de lângă Moscova, nici cel de lângă Saratov și refuză categoric să-i plătească datoria. Bunica îi trase o palmă și se culcă singură, în semn că se supărase pe el. În ziua următoare, ea porunci să fie chemat soțul, nedezduind că pedeapsa conjugală aplicată își va fi făcut efectul, dar îl găsi la fel de neînduplecat. Pentru prima oară în viață ajunsese să aibă cu el discuții și explicații. Voia să-l rușineze, catadixind să lămurească că o datorie nu se aseamănă cu alta și că un prinț nu-i totuna cu un căruțaș. Degeaba însă. Bunicul nu-i mai dădea ascultare. Nu și gata. Și bunica nu știa ce să mai facă. Cunoșteam de aproape un om remarcabil. De bună seamă că ați auzit despre contele de Saint-Germain, despre care se povestesc atâtea lucruri uimitoare. Știți, cred că el se dădea drept jidovul rătăcitor, cel care găsise elixirul vieții, piatra filozofală și altele. Lumea râdea de el ca de un șarlatan, iar Casanova, în memoriile lui, spunea că e spion. Cu tot misterul care îl înconjura, Saint-Germain avea o înfățișare foarte onorabilă și era foarte simpatic în societate. Bunica mea îl mai iubește și astăzi și se supără dacă îi se vorbește de el nerespectuos. Ea știa că Saint-Germain dispune de sume mari de bani. Se hotărâ să recurgă la el, îi scris un bilețel, rugându-l să vină la ea numai decât. Ciudatul bătrân veni îndată și o găsi foarte nenorocită. Ea îi descrise în cele mai negre culori barbaria soțului și îi spuse că își pune întreaga speranță în amabilitatea și prietenia lui. Saint-Germain rămase pe gânduri. Aș putea să vă pun la dispoziție această sumă, însă știu că nu vă veți găsi liniștea până când nu mi-o veți înapoia,
iar eu n-aș vrea să vă fac alte griji. Există un alt mijloc. Vă puteți recâștiga banii. Dar, dragul meu, conte, zise bunica, vă spun doar că nu mai avem bani deloc. Dar pentru asta nu e nevoie de bani, îi răspunse Saint-Germain. Bine, voi să-mi dați ascultare. Apoi îi dezvălui o taină pentru care oricare din noi ar da foarte mult. Tinerii jucători deveniră și mai atenți. Tomski și-a prins pipa, trase un fum și urmă. În aceea seară, bunica se înfățișă la Versailles au Jeu de la Reine. Ducele de Orléans ținea banca. Bunica se scuză că nu a adus datoria, invocând drept justificare o mică istorioară și începu să mizeze contra lui. Alese trei cărți și le puse una după alta. Toate trei câștigară din primul tur și bunica scăpă de toată datoria. O întâmplare, spuse unul din oaspeți. Basme, adăugă Herman. Poate că au fost cărțile măsluite, interveni un al treilea. Nu cred, răspunse grav Tomski. Dar cum se poate, spuse Narumov, bunica ta ghicește trei cărți la rând și tu încă n-ai învățat de la ea cabalistica asta? Pe dracu, răspunse Tomski. A avut patru fii, printre care și tatăl meu. Toți patru erau jucători pătimași și ea nu și-a dezvăluit taina niciunuia, deși nu le-ar fi stricat, după cum nu mi-ar fi stricat nici mie. Dar iată ce mi-a povestit unchiul meu, contele Ivan Ilici, dându-și cuvântul de onoare că e adevărat. Răposatul Țiaplischi, care a murit în mizerie după ce și-a tocat milioanele, pierduse odată în tinerețe vreo 300.000 jucând cu zorici, după câte mi-aduc aminte. Era disperat. Bunicii mele, care de altfel judeca foarte aspru poznele tinerilor, i se făcu milă de Țiaplischi. Îi dădu trei cărți, spunându-i să le pună una după alta și ceru cuvântul de onoare că după aceea nu va mai juca niciodată. Țiaplischi se duse la învingătorul său și se așeză la joc. Miză pe prima carte 50.000 și câștigă. Trase un parol, un pas parol și se achită de datorie, ba mai rămase și în câștig. Eh, dar e timpul să ne culcăm, ieșase fără un sfert. Într-adevăr, se lumina de ziua. Tinerii își goliră paharele și plecară pe la casele lor. Capitolul 2. Il pare că monsieur est souci de moi pour les suivantes. Que voulez-vous, madame? Elles sont plus fraîches. Conversație de salon. Bătrâna contesă stătea în budoar în fața oglinzii. Era înconjurată de trei fete. Una din ele ținea un borcanel cu farduri, alta o cutie cu ace de cap, a treia o scufie înaltă cu panglici roșii ca focul. Contesa nu mai avea nicio vereitate de frumusețe, care de altfel se ofilise de mult, însă își păstrase toate obiceiurile din tinerețe, respectând cu strictețe moda celui de-al optulea deceniu și îmbrăcându-se tot atât de încet și de tacticos ca și cu 60 de ani în urmă. La fereastră, lângă Gherghef, stătea o domnișoară, pupila contesei. Bună ziua, grand-mama, spuse intrând un tânăr ofițer. Bonjour, mademoiselle Lise. Grand-mama, viu la dumneata cu rugăminte. Despre ce e vorba, Paul? Îngăduiem să-ți prezint pe unul din prietenii mei și să-l aduc vineri la balul pe care îl dai. Da, mi-l dea dreptul la bal, cu ocazia asta mi-l și prezinți. Ai fost la... Da, bineînțeles, a fost foarte plăcut, am dansat până la 5 dimineața. Elețcaia era încântătoare. O, dragul meu, dar ce-ai găsit la ea? S-o fi văzut pe bunica ei, prințesa Daria Petrovna. Apropo, o fi îmbătrânit mult? Dacă am îmbătrânit, răspunse Tomski distrat, am murit acum vreo 7 ani. Domnișoara își ridică privirea și făcu un semn. Tomski își aminti că bătrânei contese îi se ascundea moartea celor de o vârstă cu ea și își mușcă buzele. Dar contesa primi vestea cu multă indiferență, deși pentru ea era ceva nou. Am murit și eu nici n-am știut. Am fost făcut în același timp, doamne de onoare, când ne-am prezentat împărăteasa și contesa îi povesti nepotului pentru a suta oară întâmplarea. He, Paul, spuse ea apoi, acum ajută-mi să mă ridic. Lizunca, unde mi-e tabacherea? Și contesa trecu împreună cu fetele după paravan pentru a-și termina toaleta. Tomski rămase cu domnișoara. Pe cine voiți să prezentați? Întrebă încet Elizaveta Ivanovna. Pe Narumov, îl cunoașteți?
Nu, e militar sau civil? Militar. Genist? Nu, cavalerist. Te de ce ați crezut că e genist? Domnișoara râse și nu răspunse nimic. Paul, strigă contesa de după paravan, trimite-mi un roman nou, însă te rog să nu fie din cele moderne. Cum asta, grandmama? Vreau să spun un roman în care eroul să nu-și sugrume nici tatăl, nici mama și în care să nu fie vorba de cadavre de înnecați. Mi-e grozav de frică de înnecați. Păi, astfel de romane nu există în ziua de azi. Vrei poate unul rusesc? Există romane rusești? Trimite-mi, dragă, trimite-mi. Iartă-mă, grandmama, mă grăbesc. Iertați-mă, Elizaveta Ivanovna, dar de ce ați crezut că Narumov e genist? Și Tomski ieși din budoar. Elizaveta Ivanovna rămase singură. Lăsă deoparte broderia și începu să se uite pe fereastră. Îndată, pe cealaltă parte a străzii, de după casa din colț, se ivi un tânăr ofițer. Obrajii fetei se îmbujorară. Se apucă din nou de lucru, plecându-și capul până aproape de canava. În timpul acesta intră contesa, care sfârșise cu îmbrăcatul. Lizanca, poruncește să pună caii la trăsură. Mergem să ne plimbăm. Lizanca se ridică de la gherghef și începu să strângă lucruri. Ce, măicuță, ori ești surdă, strigă contesa, spune să pună mai repede caii la trăsură. Îndată, răspunse încet domnișoara și dădu fuga la Andreu. În cameră intră un servitor aducând cărțile trimesei contese de prințul Pavel Alexandrovici. Bine, mulțumește, îi spuse contesa. Lizanca, Lizanca, unde fugi? Să mă îmbrac. Ai timp, măicuță, stai aici, deschide primul volum, citește tare. Fata lua o carte și citi câteva rânduri. Mai tare, ce-i cu tine, fată, dragă, ți-ai pierdut glasul? Așteaptă, adu-mi scăunelul mai aproape, așa. Elizaveta Ivanovna mai citi două pagini. Contesa căscă, lasă cartea, oh, ce prostii. Trimite-o înapoi prințului Pavel și spune că îi mulțumesc. Dar cu trăsura ce se aude? Păi trăsura e gata, răspunse Elizaveta Ivanovna, aruncând o privire în stradă. Cum, și nu ești încă îmbrăcată? Totdeauna trebuie să te aștept. E enervant, drăguțo. Liza dădu fuga în camera ei. Nu trecură nici două minute și contesa a început să sune cât o țineau puterile. Pe una din uși intrară în goană cele trei fete, iar pe cealaltă lacheul. De ce nu veniți când vă chem? Rosti supărată contesa. Spuneți Elizavete Ivanovna că o aștept. În clipa aceea intră Elizaveta Ivanovna. Era îmbrăcată cu pardesiu, iar pe cap avea o pălărioară. În sfârșit, spuse contesa, cum te-ai gătit, pentru ce, pe cine vrei să cucerești? Cum e vremea? Mi se pare că e vânt. Nici de cum, luminăția voastră, vremea e liniștită, răspunse Lacheu. Întotdeauna vorbiți aiurea, deschideți fereastra, n-am spus, uite, e vânt, e vânt. Și încă ce vânt, rece, să te schame, Lizanca, nu mai mergi. N-aveai de ce să te gătești. Asta mi-e viața, gândi Elizaveta Ivanovna. Într-adevăr, Elizaveta Ivanovna era o ființă foarte nenorocită. Amară e pâinea la străini și grele sunt treptele scării altuia, a spus Dante, și cine, dacă nu sărmana pupila bătrânei contese, putea cunoaște mai bine amărăciunea de a fi la cheremul altuia. De bună seamă, contesa nu era rea la suflet, dar era despotică, ca orice femeie răsfățată. Era zgârcită și de un egoism rece, ca toți oamenii bătrâni care au iubit în zilele lor și sunt străini de cele de azi. Lua parte la toate zaiafeturile în alte societăți, se târa pe la baluri unde se așeza într-un colț sulemenită și îmbrăcată după moda veche ca un ornament grotesc și nelipsit al sării de bal. Parcă supunându-se unui ritual, oaspeții se apropiau cu plecăciune adânci, iar după aceea nimeni nu se mai ocupa de ea. Primea la ea acasă tot orașul, respecta o etichetă strictă și nu recunoștea la chip pe nimeni. Servitorimea îmbuibată și încărunțită, în antreu și în camerele slujnicelor, făcea ce o tăia capul și o fura care mai de care pe această bătrână cu un picior în groapă. Elizaveta Ivanovna era martira casei. Ea turna ceaiul și primea observații pentru zahărul consumat în plus. Citea romane cu glas tare și era vinovată de toate greșelile autorului. O însoțea pe contesă la plimbare și era răspunzătoare de starea timpului și a calda râmului. Avea fixată o leafă care nu îi se plătea niciodată în întregime, asta nu împiedica pe contesă să-i pretindă să fie îmbrăcată la fel cu toată lumea, mai bine zis, ca foarte puțini. În lume, juca rolul cel mai șters. Toți o cunoșteau, dar nimeni nu o observa.
La baluri nu dansa decât atunci când nu era cine să facă vis-a-viul, iar doamnele o luau de braț ori de câte ori trebuiau să se ducă la toaletă să-și aranjeze câte ceva la găteli. Era mândră, suferea mult din cauza situației ei și se uita împrejur așteptându-l plină de nerăbdare pe acela care avea să o izbăvească. Dar tinerii calculați și înfumurați nu o socoteau demnă de atenția lor, cu toate că era de 100 de ori mai drăguță decât candidatele la măritiș îngânfate și reci în jurul cărora roiau. De câte ori nu părăsea încetişor salonul luxos și plictisitor și se ducea să plângă în cămăruța ei sărăcăcioasă, unde se aflau niște paravane tapetate, un scrin, o oglinjoară și un pat vopsit și unde ardea slab o lumânare de seu într-un sfeșnic de aramă. Odată, asta s-a întâmplat la 2 zile după seara descrisă la începutul acestei povestiri și cu 1 săptămână înaintea scenei la care ne-am oprit. Odată, Lizaveta Ivanovna sta la fereastră cu Gergieful și, privind din întâmplare pe stradă, văzu un tânăr genist stând nemișcat cu ochii țintă la fereastra ei. Ea lăsă capul în jos și-și văzu mai departe de lucrul de mână. Când se uită iar în stradă, peste 5 minute, tânărul ofițer se găsea în același loc. Neavând obiceiul să cocheteze cu ofițerii care treceau pe stradă, ea nu se mai uită pe fereastră și cusu aproape 2 ore fără să-și ridice capul. Se servi prânzul, ea se ridică, începu să-și strângă Gergieful și, uitându-se iar pe stradă din întâmplare, îl văzu din nou pe ofițer. Lucrul îi se păru destul de ciudat. După masă veni iar la fereastră, stăpânită de neliniște, dar ofițerul nu mai era acolo și ea îl uită. Cam la 2 zile după aceea, când ieși cu contesa să se plimbe cu trăsura, îl văzu din nou. Era chiar lângă intrare și își ascundea fața cu gulerul de biber. Pe sub pălărie nu îi se vedeau decât ochii negri, scânteitori. Lizaveta Ivanovna se sperie, fără să știe de ce, cuprinsă de o turburare nelămurită și se așeză în trăsură. Cum se înapoia acasă, alergă la fereastră și văzu că ofițerul se afla în același loc, ținându-și ochii ațintiți asupra ei. Ea se îndepărtă, chinuită de curiozitate și tulburată de un sentiment cu totul nou. De atunci n-a trecut nici o zi fără ca tânărul să nu apară la o anumită oră sub ferestrele casei lor. Între el și ea se stabiliră un fel de raporturi fără grai. Cum sta la locul ei la lucru, îi simțea apropierea. Își ridica ochii și se uita la el tot mai lung și mai lung în fiecare zi. Tânărul părea a-i fi recunoscător pentru asta. Ori de câte ori li se întâlneau privirile, ochii ei ageri, tinerești, deosebeau o roșață vie care îi acoperea obrajii palizi. Peste 1 săptămână, ea îi zâmbi. Cum Tomski îi ceruse contesei permisiunea de a îl prezenta pe prietenul său, inima bietei fete prinse să bată cu putere. Dar aflând că Narumov nu era genist, ci cavalerist, îi păru rău că, prin întrebarea îndrăzneață, își trădase taina față de ușuraticul Tomski. Herman era fiul unui neamț care îi lăsase un mic capital. Fiind ferm convins de necesitatea de a-și consolida independența, el nu se atingea nici măcar de dobânzi și trăia numai din soldă, nepermițându-și nici cea mai mică distracție. În general era ascuns și ambițios și camarazii lui aveau rar prirejul să-și bată joc de exageratului spirit de economie. Avea pasiuni puternice și o imaginație înflăcărată, dar tăria lui de caracter îl salvase de obișnuitele rătăciri ale tinereții. Astfel de pildă, având o fire de jucător, nu lua niciodată cărțile în mână, întrucât socotea că situația lui materială nu-i permitea, cum spunea el, să sacrifice strictul necesar numai cu nădejdea de a dobândi un prisos. Ceea ce nu îl împiedica să-și petreacă nopți întregi la mesele de joc, urmărind cu patimă întorsăturile variate ale jocului. Povestea cu cele 3 cărți avea o puternică înrăurire asupra închipuirii lui și nu-i mai ieși din cap toată noaptea. Ce-ar fi dacă, gândea el a 2-a zi seara, hoinărind prin Petersburg,
Ce-ar fi dacă bătrâna contesă mi-ar încredința taina sau dacă mi-ar spune care sunt cele trei cărți sigure? De ce nu mi-aș încerca norocul? Să-i fiu prezentat, să-i câștig încrederea, fie chiar de-ar trebui să-i devin amant, dar toate astea cer timp, iar ea are 87 de ani, poate să moară într-o săptămână sau chiar peste două zile. Și apoi toată povestea asta, o poți crede oare? Nu, nu. No, chipzuiala, cumpătarea și dragostea de muncă, iată cele trei cărți sigure ale mele, iată ce îmi va întrei și înmulți de 7 ori capitalul și îmi va aduce liniștea și independența. În timp ce gândea așa, se trezi pe una din principalele străzi ale Petersburgului, în fața unei case cu arhitectură veche. Strada era plină de echipaje și trăsurile soseau una după alta în fața intrării luminate. Din ele coborau când piciorul zvelt al vreunei tinere frumuseți, când botforul zângănitor sau ciorapul vărgat și pantoful diplomatic. Pe lângă portarul impozant se perindau șubele și pelerinele. Herman se opri. A cui e casa asta? Întrebă el pe caraula din colț. A contesei, îi răspunse caraula. Herman tresări. Uimitoarea povestei reveni în minte. Începu să se învârtească în jurul casei, gândindu-se la stăpână și la darul ei miraculos. Se întoarse târziu în modestul colțișor, nu putu să adoarmă mult timp și când somnul îl cuprinse, i se arătară cărțile de joc, masa verde, teancuri de bancnote și mormane de cervoneți. Părea că pune carte după carte, dubla hotărât miza și câștiga într-una. Aduna grămezi de aur și punea bancnotele în buzunar. Se trezi târziu și oftă, văzând că își pierduse fantastica bogăție. Plecase cu treieră din nou orașul și se pomeni din nou în fața casei contesei. Părea că îl atrăgea într-acolo o putere misterioasă. Se opri și începu să se uite la ferestre. La una din ferestre, văzu un cap încadrat de un păr negru, aplecat poate asupra vreunei cărți sau asupra lucrului de mână. Căpșorul se ridică, Herman văzu o fețișoară proaspătă și niște ochi negri. Clipa asta îi hotărâ soarta. Capitolul 3. Vous m'écrivez, mon ange, des lettres de 4 pages, plus vite que je ne puis les lire. Din scrisori. Lizaveta Ivanovna nici nu apucă bine să scoate pardesiu și pălăria când contesa trimise să o cheme și ordonă să se tragă din nou trăsura. Se urcară în ea. În timp ce doi lachei o ridicau pe bătrân de sub țior și o băgau pe ușa trăsurii, Lizaveta Ivanovna își văzu iar genistul chiar lângă roată. El o apucă de mână și apoi dispăru înainte ca ea să-și revină din spaimă. În mână îi rămas o scrisoare. I-au ascunse în mănușe și tot drumul nu văzu și nu auzi nimic. În timpul plimbării, contesa avea obiceiul să pună întrebări la tot pasul. Cine era persoana cu care ne-am întâlnit? Cum se numește podul acesta? Ce scrie pe firma de colo? În ziua aceea, Lizaveta Ivanovna răspundea la întâmplare și de multe ori n-o nimerea, încât contesa se supără. Dar ce se întâmplă cu tine, maică? Ce stai ca o stană de piatră? Ori nu mă auzi, ori nu mă înțelegi. Slavă Domnului, nu vorbesc pocit și nici nu mi-am pierdut mințile. Lizaveta Ivanovna nici nu asculta. Cum se înapoie acasă, alergă în camera ei și scoase scrisoarea din mănușă. Plicul nu era lipit. Era o declarație de dragoste, scrisă delicat, respectos și parcă luată cuvânt cu cuvânt dintr-un roman nemțesc. Dar Lizaveta Ivanovna nu știa nemțește și fu foarte încântată. Totuși, scrisoarea primită o neliniști mult. Pentru prima dată intra în legături strânse, în cea mai deplină taină, cu un tânăr. Îndrăzneala lui o înspăimânta. Ea se învinovățea de o purtare necugetată și nu știa ce să facă. Să nu mai stea la fereastră? Să domolească printr-o totală nepăsare dorința tânărului ofițer de a o mai urmări? Să-i înapoieze scrisoarea, să-i răspundă rece și hotărât? Nu avea cu cine să sfătui, nu avea prietene, n-avea pe nimeni să o îndrume. Se hotărâ să răspundă. Se așeză la măsuța de scris, luă pana, hârtia și căzu pe gânduri.
Își începu scrisoarea de câteva ori, însă o rupse, găsind vorbele când prea blânde, când prea aspre. În sfârșit, reuși să scrie câteva rânduri de care rămase mulțumită. Sunt convinsă, scria ea, că aveți intenții oneste și că nu ați vrut să mă jigniți printr-un gest necugetat. Dar cunoștința noastră n-ar fi trebuit să înceapă așa. Vă înapoiez scrisoarea și sper că pe viitor nu voi mai avea motive de a mă plânge de o lipsă de respect nemeritată. A doua zi, cum văzu că trece Herman, Lizaveta Ivanovna se ridică de la gherghef, ieși din sală, deschise ferestruica și aruncă scrisoarea în stradă, contând pe îndemânarea tânărului ofițer. Herman se repezi, ridică scrisoarea și intră într-o cofetărie. Rupse pecetea și își găsi scrisoarea și răspunsul Lizavetei Ivanovna. Era tocmai ce aștepta și se întoarse acasă foarte preocupat de intrigă. La trei zile după asta, o mamzelă ochioasă de la casa de mode îi aduse Elizavete Ivanovna o scrisorică. Ea o deschise cu neliniște, prevăzând o cerere de bani, când colo recunoscu scrisul lui Herman. Te-ai înșelat, drăguță, acest bilețel nu mi-a adresat mie. Ba chiar dumneavoastră, răspunse fata cu îndrăzneală, zâmbind viclean, vă rog să o citiți. Elizaveta Ivanovna parcurse scrisoarea cu privirile. Herman îi cerea o întâlnire. Nu se poate, spuse Elizaveta Ivanovna, speriindu-se și de grăbita cerere și de mijlocul întrebuința de el. De bună seamă, scrisoarea asta nu mi-a adresată mie și o rupse în mii de bucățele. Dacă nu v-a fost adresată dumneavoastră, de ce ați rupt-o? Spuse mamzela. I-aș fi dat-o înapoi celui care v-a trimis-o. Te rog, drăguță, spuse Elizaveta Ivanovna, roșind de observația făcută, pe viitor să nu mai aduci bilete. Iar celui care te-a trimis, te rog să-i spui că ar trebui să-i fie rușine. Dar Herman nu se dă dubătut. Elizaveta Ivanovna primea zilnic scrisori de la el, fie pe o cale, fie pe alta. Acestea nu mai erau traduse din nemțește. Herman le scria inspirat de pasiune și vorbea cu o limbă ce era proprie. Ele oglindeau atât dorința lui nestrămutată, cât și clocotul imaginației lui nevalnice. Lizaveta Ivanovna nu se mai gândea să le trimită înapoi, se îmbăta de ele. Începu să răspundă și astfel scrisorile ei deveniră tot mai lungi și mai pline de gingășie. În sfârșit, ea îi aruncă pe fereastră următoarea scrisoare. Astăzi este bal la ambasador. Contesa va fi acolo. Vom sta până la orele două. Iată ocazia de a mă vedea singură. Îndată ce contesa va pleca, oamenii ei se vor împrăștia, desigur. La ușă va rămâne portarul, dar și el se duce de obicei în camera lui. Veniți la ora 11:30, urcați direct pe scară. Dacă întâlniți în antreu pe cineva, întrebați dacă contesa e acasă. Vi se va spune că nu și atunci nu vă mai rămâne nimic de făcut. Va trebui să vă întoarceți. Dar probabil că nu veți întâlni pe nimeni. Fetele stau la ele, toate într-o singură cameră. Din antreu treceți la stânga și mergeți tot înainte până la dormitorul contesei. În dormitor, după paravan, veți vedea două uși mici. Cea din dreapta dă în cabinet, unde contesa nu intră niciodată, cea din stânga dă pe coridor. Aici veți găsi o scăriță în spirală care duce la camera mea. Herman frământa ca un tigru așteptând ora indicată. La ora 10 se și află în fața casei. Era un timp îngrozitor, vântul vâjâia și o zăpadă umedă cădea cu fulgi mari. Felinarele luminau palid, străzile erau pustii. Rar se vedea cât un birjar cu mârsoaga lui pândind vreun mușteriu întârziat. Herman era numai în tunică, dar nu simțea nici vântul, nici zăpada. În sfârșit, careta contesei trase la scară. Herman văzu cum lacheii o scoteau de braț pe bătrâna gârbovă, înfovorită într-o șubă de sobol. În urmă, într-o pelerină subțire, cu capul împodobit de flori proaspete, apăru și pupila ei. Ușița se închise cu un sunet sec. Careta porni greoi pe zăpada afânată. Portarul închise ușa. Lumina de la ferestre se stinse. Herman începu să se plimbe pe lângă casa pustie, se apropie de felinar, se uită la ceas. Era 11:20. Rămase sub felinar, cu ochii ațintiți pe arătătorul ceasului, așteptând minutele următoare. Apoi, la 11:30, păși pe peronul casei și pătrunse în antreul puternic luminat. Portarul lipsea.
Herman urcă scara în fugă, deschise ușa anticamerei și văzu un servitor dormind sub lampă pe niște fotolii strevechi și murdare. Trecu pe lângă el călcând ușor, dar hotărât. În sală și în salon era întuneric. Lampa din anticamera arunca o lumină slabă. Herman intră în dormitor. În fața chivotului, plin cu icoane vechi, pâlpea o candelă de aur. Într-o simetrie monotonă, lângă pereții îmbrăcați cu tapete chinezești, se înșirau fotolii cu stofa decolorată, divane cu poleiarea scorojită și perne de puf. Pe pereți atârnau două portrete pictate la Paris de Madame Lebrun. Unul din ele înfățișa un bărbat cam de vreo 40 de ani, rumel la obraz și gras, îmbrăcat într-o haină de un verde deschis și cu o stea pe piept. Altul înfățișa o tânără femeie de o frumusețe rară, cu un nas vulturesc, cu părul nins la tâmple și cu un trandafir în părul pudrat. În toate colțurile erau răspândiți ciobănași de porțelan, ceasuri de masă, creația minunatului Le Roi, cutioare, evantaie și felurite alte nimicuri pentru doamne născocite spre sfârșitul veacului trecut, odată cu balonul lui Montgolfier și cu magnetismul lui Mesmer. Herman trecut după paravan. Văzu un pat mic de fier, apoi în dreapta ușa care dădea în cabinet și cea din stânga care da în coridor. O descuie, văzu scărița îngustă în spirală care ducea la camera sărmanei pupile. Dar se înapoie și intră în cabinetul întunecat. Timpul trecea încet. Era liniște peste tot. Când ceasul din salon bătu 12, îi răspunseră unul după altul ceasurile din toate camerele, apoi totul amuțit din nou. Herman stătea rezemat de soba rece. Era liniștit. Inima îi bătea regulat, ca omului hotărât la ceva primejdios, dar necesar. Ceasul bătu orele 1 și apoi 2 spre ziua. Auzi zgomotul îndepărtat de roți al caretei. O emoție nestăpânită îl cuprinse. Careta se apropie și se opri. Auzi zgomotul scăriței lăsate în jos. În casă începu forfota, oamenii alergau, se auzeau glasuri și se aprinse lumina. 3 cameriste bătrâne intrară în fugă în dormitor. Mai mult moarte decât vie, contesa sosi și se lăsă într-un fotoliu volterian. Herman se uită prin deschizătură. Lizaveta Ivanovna trecu pe lângă dânsul. El îi auzi pașii repezi pe treptele scării. Ceva ca un fel de remușcare se trezi în inima lui, apoi amuțit din nou. Și el rămase ca de piatră. Contesa începuse să se dezbrace înaintea oglinzii. Îi scoaseră boneta împodobită cu trandafiri, îi scoaseră peruca pudrată de pe părul cărunt și tuns. Acele de păr se risipiră în jurul ei ca o ploaie. Rochea galbenă, brodată cu argint, îi căzu la picioarele umflate. Herman fu martorul tainelor respingătoare ale toaletei ei. În sfârșit, contesa rămase într-o bluză și într-o bonetă de noapte. În această îmbrăcăminte, mai apropiată de bătrânețea ei, părea mai puțin îngrozitoare și mai puțin hidoasă. Ca toți oamenii bătrâni, ea suferea de insomnie. Odată dezbrăcată, se așeză lângă fereastră în fotoliul volterian și expedie servitoarele. Lumânările fură scoase și odaia rămase iluminată iar numai de candelă. Contesa ședea în fotoliu, galbenă la chip, își mișca buzile lăsate în jos, clătinându-se când într-o parte, când într-alta. În ochii tulburi nu îi se oglindea niciun gând, încât dacă te uitai la ea, puteai crede că înspăimântătoarea bătrână nu se legăna așa din voia ei, ci sub puterea unui imbold străin de ea. Dar fața moarte se schimbă dintr-o dată. Buzile nu îi se mai mișcau, ochii se înviorară, în fața ei stătea un bărbat necunoscut. Nu vă speriați! Pentru numele lui Dumnezeu nu vă fie teamă, spuse el încet, dar limpede. N-am de gând să vă fac niciun rău. Am venit să vă implor să-mi faceți un bine. Bătrâna îl privea în tăcere și părea că nu-l aude. Herman își închipuie că e surdă. Se aplecă până la urechea ei și își repetă spusele. Bătrâna tăcea într-una. Herman continuă. Dumneavoastră îmi puteți face viața fericită și asta fără să vă coste nimic. Știu că puteți ghici 3 cărți la rând. Herman se opri.
Contesa părea că, în sfârșit, a înțeles ce îi se cere. Se părea că își caută cuvintele pentru a răspunde. A fost o glumă, spuse ea în sfârșit. Vă jur că a fost o glumă. Cu astfel de lucruri nu se glumește, iotăie Herman supărat. Aduceți-vă aminte de cea Plitschi pe care l-ați ajutat să scoate ceea ce pierduse la joc. După cum se vede, contesa se tulburase. Trăsăturile ei arătau o puternică frământare sufletească, dar ea recăzu repede în nesimțirea de mai înainte. Îmi puteți spune care sunt cele trei cărți sigure? Contesa tăcea. Pentru cine păstrați această taină? Continuă Herman. Pentru nepoți? Ei sunt bogați și fără asta. Ei nu cunosc valoarea banului. Cele trei cărți ale dumneavoastră nu vor fi de niciun folos unui risipitor. Cel ce nu știe să păstreze moștenirea părintească, tot în mizerie va muri cu toate puterile demonice. Eu nu sunt risipitor, cunosc valoarea banilor. Vă și să folosesc cele trei cărțile dumneavoastră. Ei... Herman tăcu, așteptând plin de nerăbdare răspunsul. Contesa tăcea mereu. El căzu în genunchi în fața ei. Dacă inima dumneavoastră a cunoscut vreodată sentimentul iubirii, dacă vă mai reamintiți de extazul ce vi-l dădea, dacă măcar odată ați zâmbit la nașterea unuia din fiii dumneavoastră, dacă ceva omenesc a bătut cândva în pieptul dumneavoastră, vă implor, fac apel la sentimentele dumneavoastră de soție, de iubită și de mamă, la tot ce e mai sfânt în viață, nu-mi refuzați rugămintea. Spuneți-mi taina, ce preț are ea pentru dumneavoastră? Poate că e legată de un păcat cumplit, care să ducă la pierderea fericirii veșnice. Poate că e legată de o înțelegere cu diavolul. Gândiți-vă, sunteți bătrână, nu mai aveți mult de trăit. Sunt gata să iau păcatul dumneavoastră asupra sufletului meu, dar împărtășiți-mi taina. Gândul că în mâinile dumneavoastră se află fericirea unui om, că nu numai eu, ci și copiii, nepoții și strănepoții mei vă vor binecuvânta amintirea și o vor cinsti ca pe ceva sfânt. Bătrâna nu răspunse niciun cuvânt. Herman se sculă în picioare. Scripțuroaică bătrână, rostie scrâșnind. Dacă e așa, am să te silesc să-mi răspunzi. La aceste cuvinte scoase din buzunar un pistol. Văzând aceasta, contesa se tulbură din nou puternic, clătină din cap, ridică mâna ca și cum ar fi vrut să se apere de împușcătură, apoi alunecă și rămase nemișcată. Terminați cu copilăriile, spuse Herman apucându-i mâna. Vă întreb pentru ultima oară, vreți să-mi spuneți care sunt cele trei cărți sau nu? Contesa nu răspunse. Herman își dădu seama că murise. Capitolul 4. 7 mai 1800. Homme sans mœurs et sans religion. Din scrisori. Gătită încă în roche de bal, Lizaveta Ivanovna ședea în camera ei, adâncită în gânduri. Cum s-o zise acasă, se și grăbise să expedieze servitoarea somnoroasă care își oferea serviciile în silă. Lizaveta îi spuse că se va dezbrăca singură și intră în camera ei, tulburată, cu inima bătând, dorind ba să-l găsească acolo pe Herman, ba să nu-l găsească. De la prima privire văzu că nu e acolo și mulțumi soartei pentru că le zădărnicise întâlnirea. Se așeză fără să se dezbrace și începu să se gândească la toate împrejurările care o duseseră atât de departe în așa de scurt timp. Nu trecuseră nici 3 săptămâni de când îl văzuse pentru prima dată pe fereastră și iată că se și aflau în corespondență, iar el reușise să obțină o întâlnire nocturnă. Îi cunoștea numele numai din câteva scrisori scărite. Nu vorbise niciodată cu el, nu-i auzise glasul și nu auzise niciodată vorbindu-se despre dânsul până în seara aceea. Ciudat lucru. În seara aceea, la bal, Tomski, fiind bosumflat pentru că tânăra prințesă Polina nu flirtra cu el, ca de obicei, se gândi să se răzbune tratând-o cu indiferență. De aceea o chemă pe Elizaveta Ivanovna și dansă cu ea o mazurcă interminabilă. Tot timpul glumi cu ea asupra preferinței ei pentru ofițerii de geniu și o încredința că știe mai multe decât ar putea bănui ea.
iar unele din glumele lui se potriveau atât de bine, încât Lizaveta Ivanovna crezut de câteva ori că îi cunoaște taina. De la cine știi toate aceste lucruri? Îl întrebase ea râzând. Tomski răspunse, de la prietenul unei persoane pe care o cunoașteți, de la un om deosebit. Și cine e acel om deosebit? Îl cheamă Herman. Lizaveta Ivanovna nu răspunse nimic, dar simți cum îi îngheață mâinile și picioarele. Acest Herman, continuă Tomski, e o figură cu totul romantică. Are profilul lui Napoleon și sufletul lui Mephisto. Cred că asupra conștiinței lui apasă cel puțin 3 crime. Dar de ce te-ai făcut așa de albă? Mă doare capul. Și ce spune acest Herman sau cum îi zice? E foarte nemulțumit de prietenul lui. Spune că dacă ar fi fost în locul lui, ar fi procedat cu totul altfel. Eu presupun chiar că Herman a pus ochii pe dumneata. Oricum, el ascultă vorbele de îndrăgostit ale prietenului lui cu foarte puțină indiferență. Dar unde m-a văzut? Dumnezeu știe unde, poate la biserică, poate la plimbare, poate chiar în odaia dumitale, în timp ce dormeai, de la el te poți aștepta la orice. Între timp, 3 doamne se apropiară de ei cu întrebările ublii urâgre și de întrerupseră convorbirea devenită chinuitor de interesante pentru Lizaveta Ivanovna. Tomski o alese chiar pe prințesa Polina. Ea reușise să se explice cu el, făcând un tur în plus și învârtindu-se încă o dată în fața scaunului ei. Când se întoarse la loc, Tomski nu se mai gândea nici la Herman, nici la Lizaveta Ivanovna. Ea ar fi vrut grozav să reînnoiască convorbirea întreruptă, dar mazurca se terminase și peste puțin bătrâna contesă pleca acasă. Cuvintele lui Tomski nu erau nimic altceva decât o flecăreală în timpul mazurcii. Dar ele se înfipseră adânc în sufletul tinerei visătoare. Portretul lui Herman, schițat de Tomski, semăna leit cu cel din închipuirea ei. Și datorită lecturii noilor romane, acest personaj banal o și speria, dar îi și încânta imaginația. Ea ședea acum pe scaun cu brațele goale, își ținea capul încă împodobit cu flora plecat pe pieptul descoperit. Deodată ușa se deschise și Herman intră. Ea se sperie. Unde ai fost până acum? Îl întrebă speriată, în șoaptă. În dormitorul bătrânei contesei, răspunse el, vin acum de la ea. A murit. Doamne Dumnezeule, ce spui? Și mi se pare că eu i-am pricinuit moartea. Lizaveta Ivanovna îi aruncă o privire și în gând îi răsunară cuvintele lui Tomski. Acest om are pe suflet cel puțin 3 crime. Herman se așeză pe fereastră lângă ea și povesti totul. Lizaveta Ivanovna îl ascultă până la capăt, îngrozită. Așadar, scrisorile pasionate, rugămințele înflăcărate, urmărirea îndrăzneață și îndărătnică nu erau dragoste. Banii! Iată ce jinduia sufletul lui Herman. Nu ea îi putea potori dorințele, nu ea îl putea face fericit. Sărmana pupilă nu era nimic altceva decât o unealtă oarbă acestui tâlhar, acestui ucigaș al bătrânei ei binefăcătoare. Plângea amar în căința ei târzie și chinuitoare. Herman se uita la ea tăcut și inima lui era sfâșiată, dar nici lacrimile sărmanei fete, nici priveliștea înduieșătoare a durerii ei nu-i răscoleau sufletul împietrit. Nu simțea nicio remușcare pentru moartea bătrânei. Îl îngrozea un singur lucru, pierderea pentru totdeauna a tainei prin care s-ar fi putut îmbogăți. Ești un monstru, rosti în sfârșit Lizaveta Ivanovna. Nu i-am dorit moartea, răspunse Herman. Pistolul meu nu e încărcat. Amândoi tăcură. Se făcu ziua. Când Lizaveta Ivanovna suflă lumânarea care era pe sfârșite, în cămăruță rămase o lumină paridă. Ea își șterse ochii plânși și se uită la Herman, care ședea pe pervazul ferestrei cu brațele încrucișate și încruntat. Așa semăna uimitor cu portretul lui Napoleon. Asemănarea o surprinse. Cum ai să ieși din casă? Îl întrebă ea în sfârșit. M-am gândit să te conduc pe o scară secretă, dar trebuie să trecem neapărat pe lângă dormitor. Mi-e frică. Spune-mi doar cum se găsesc scara secretă și mă duc singur. Lizaveta Ivanovna se ridică, scoase o cheie din comodă și o dădu, lămurindu-l pe unde avea de mers. Herman îi strânse mâna, o mână rece, fără viață, o sărută pe creștetul a plecat și ieși.
Coboră pe scara întortocheată și intră din nou în dormitorul contesei. Moarta sta împietrită, iar fața ei arăta o pace adâncă. Hermann se opri în fața ei, o privi lung, vrând parcă să se convingă de groasnica realitate. În sfârșit, intră în cabinet, pipăi tapetul, găsi ușa și începu să coboare scara întunecoasă, tulburat de sentimente stranii. Poate că acum 60 de ani, pe aceeași scară, la aceeași oră, se gândea el, s-a strecurat în același dormitor un tânăr norocos, în haină brodată, pieptănat al oazor royal, apăsându-și pe inimă tricornul. Acum tânărul acela era de mult în mormânt, iar inima bătrânei lui amante încetase să bată astăzi. Hermann găsi ușa sub scară, o descuie cu aceeași cheie și ajuns într-un coridor prin care ieși direct în stradă. Capitolul 5. Astă noapte mi s-a arătat defuncta baroneasă. Era îmbrăcată toată în alb și mi-a spus: "Bună ziua, domnule consilier, Schwedenborg." A treia zi după noaptea aceea fatală, la ora 9 dimineața, Hermann se îndreptă spre mănăstirea unde urma să se slujească prohodul decedatei contese. Nu simțea nicio remușcare, totuși nu-și putea înnăbuși glasul conștiinței care spunea într-una: "Tu ești ucigașul bătrânei." Credința adevărată avea puțină, dar îl stăpânea o mulțime de superstiții. Credea că moartea putea avea asupra vieții lui o influență nefastă. De aceea se hotărâ să se ducă la mormântare spre a se ruga să-l ierte. Biserica era plină. Hermann abia putut trece prin mulțime. Sicriul era așezat pe un catafalc bogat sub un baldachin de catifea. Moarta avea mâinile încrucișate pe piept, o scufie de dantelă pe cap și era îmbrăcată într-o roche albă de atlas. Ai casei înconjurau sicriul, slugile în haine negre cu eșarfe cu blazon pe umăr și cu lumânări în mâini, rudele în doliu mare, copiii, nepoții și strănepoții. Nimeni nu plângea. Lacrimile ar fi fost un afectațion. Contesa era atât de bătrână încât moartea ei nu putea surprinde pe nimeni, iar rudele o priveau de mult ca pe o ființă ce și-a încheiat viața. Un tânăr arhiereu ținu discursul funebru. În cuvinte simple și mișcătoare, el arăta pașnica adormirea drept credincioasei, ai cărei ani îndelungați au fost o liniștită și smerită pregătire pentru creștinescul sfârșit. Pe ea, care veghea în gânduri cucernice și în așteptarea mirelui de la miezul nopții, a luat-o îngerul morții. Slujba se desfășura într-o tristețe pioasă. Iată, primii se apropiară să și-a rămas bun de la moartă, rudele. Apoi urmară numeroșii ei cunoscuți, veniți să se închine în fața trupului aceluia, care cu mult înainte se desfătase alături de ei în petreceri de șarte. Apoi veni rândul oamenilor de casă. În sfârșit se apropie de ea o chelăreasă bătrână de aceeași vârstă cu defuncta. Două fete tinere o țineau de braț. Nu se putea pleca până la pământ. Doar ea vărsă câteva lacrimi, sărutând mâna rece a stăpânei. Îndată după ea, Hermann se hotărâ să se apropie de sicriu. Se aplecă până la pământ și stătu așa câteva clipe pe respețile reci, acoperite de cetină. În sfârșit, se ridică, palid ca și moarta, urcă pe treptele catafalcului și se plecă asupra sicriului. În clipa aceea, i se păru că moartea se uită la el baciocoritor și îi face cu ochiul. Hermann se trase repede înapoi, apoi călcă în gol și se prăvări la pământ. Fu ridicat îndată, în aceeași clipă, leșină și Lizaveta Ivanovna și fu scoasă în pridvor. Întâmplarea asta tulbură pentru câteva clipe solemnitatea tristei ceremonii. Printre cei de față se auzi o rumoare surdă, iar un șambelan uscățiv, rud apropiat a defunctei, șopti la urechea englezului de lângă el că tânărul ofițer era fiul nelegitim al moartei, la care englezul răspunse rece: "Oh!" Hermann fu peste măsură de tulburat toată ziua. Luă masa la un birt retras și bău foarte mult, împotriva obiceiului său, nădăjduind că își va înnăbuși tulburarea. Dar vinul îi înfierbântă și mai tare închipuirea. Cum se întoarse acasă, se aruncă pe pat, fără să se dezbrace,
și adormi adânc. Când se trezi, văzu că se făcuse noapte. Luna îi lumina odaia. Se uită la ceas. Era 3:15. Somnul îi trecuse. Se așeză pe pat și începu să se gândească la înmormântarea bătrânei contese. Pe când sta așa, cineva din stradă îi se uită pe fereastră în cameră și se îndepărtă îndată. Herman nu dădu nicio atenție acestui fapt. Peste o clipă, auzi că cineva deschide ușa camerei din față, își închipui că era ordonanța lui care venea beat, ca de obicei, dintr-o plimbare nocturnă. Dar auzi un mers necunoscut. Cineva venea încet, târșindu-și ușor pantofii. Ușa se deschide și intră o femeie în roche albă. Herman crezu că era bătrâna lui Doică și se miră de ce vine la o astfel de oră. Dar femeia albă lunecă și se opri deodată drept în față. Herman o recunoscu pe contesă. Am venit fără să vreau, răspunse ea cu glas hotărât. Dar mi s-a poruncit să-ți îndeplinesc rugămintea. 3, 7 și asul îți pot aduce câștig una după alta, dar cu condiția să nu joci decât o singură carte pe zi și după aceea să nu mai joci toată viața. Te iert pentru moartea mea, cu condiția să te căsătorești cu Lizaveta Ivanovna, pupila mea. Spunând acestea, moartea se întoarse încet, se îndreptă către ușă și pierii, târșindu-și pantofii. Herman auzi ușa din antreu închizându-se și văzu iar pe cineva uitându-se pe fereastră. Multe vreme, Herman nu-și veni în fire. Apoi trecu în camera cealaltă. Ordonanța lui dormea pe jos. Herman reuși cu greu să-l trezească. Era beat, ca de obicei, nu putea afla nimic de la el. Ușa ce da în antreu era încuiată cu cheia. Herman se înapoi în camera, prinse o lumânare și își însemnă cele văzute. Capitolul 6. Atande. Cum ai îndrăznit să-mi spui atande? Excelență, am spus atande, vă rog. Două idei fixe nu pot sta concomitent la oaltă în mintea omului. Așa după cum două corpuri nu pot ocupa același loc în spațiu în același timp. 3, 7 și asul alungară repede chipul bătrânei moarte din închipuirea lui Herman. 3, 7 și asul nu ieșeau din minte și îi reveneau mereu pe buze. Când vedea o fată tânără, spunea cât dezveltă, un adevărat 3 de cupă. Dacă era întrebat câte ceasul, răspundea 7:05. Toți bărbații burduhanoși îi reaminteau de as. 3, 7 și asul îl însoțeau în somn luând diferite înfățișări. 3 înflorea în fața lui ca o grandifloră involtă. 7 îi se înfățișa ca o poartă gotică, iar asul ca un păianjen imens. Toate gândurile îi erau contopite într-unul singur, să se folosească de taina care îl costase atât de scump. Începu să se gândească la demisie și la o călătorie. Voia să smulgă fortunei fermecate o comoară la casele de joc de la Paris. Întâmplarea îl scuti însă de bătaie de cap. La Moscova se înființase o societate de jucători bogați, sub președinția vestitului Cecarinski, care își petrecuse toată viața la cărți și se procopsise odinioară cu milioane, câștigând polițe și pierzând bani gheață. Experiența lui îndelungată îi câștigă încrederea prietenilor. Casa deschisă, bucătarul renumit, delicatețea și veselia îi câștigară respectul publicului. Cum sosi la Petersburg, tineretul dădu năvală la el și uită balurile de dragul cărților, preferând dispitele faraonului tentațiilor amorului. Narumov îl duse acolo pe Herman. Trecură printr-un rând de camere somptoase, pline de chelneri respectoși. Câțiva generali și consilieri intimi jucau whist. Niște tineri stăteau torăniți pe divanele damaschinate, mâncând înghețată și fumând. În salon, la o masă lungă, lângă care se înghiuseau vreo 20 de jucători, ședea anfitrionul și ținea banca. Era un om de vreo 60 de ani, cu o înfățișare din cele mai respectabile.
Capul era acoperit de un păr argintiu, fața plină și proaspătă arăta bunătatea, ochii îi luceau întotdeauna înviorați de un zâmbet. Narumov îl prezentă pe Herman. Cecalinski îi strânse mâna prietenos, îl rugă să se simte ca la el acasă și continuă să țină banca. Partida se prelungea. Pe masă se aflau peste 30 de cărți. Cecalinski se oprea după fiecare lansare pentru a da răgaz jucătorilor, nota pierderile, asculta prevenitor dorințele jucătorilor și dezdoia și mai prevenitor colțul vreunei cărți îndoite de o mână distrată. La sfârșit, partida se termină. Cecalinski amestecă iar cărțile și se pregătea să înceapă o partidă nouă. Permiteți-mi să pun o carte, spuse Herman, întinzând mâna de după un domn gras care ponta și el. Cecalinski zâmbi și înclină tăcut din cap, în semn de respectoasă încuvințare. Râzând, Narumov îl felicită pe Herman că pusese capăt postului îndelungat. Îi dori un început norocos. Merg, spuse Herman, scriind cu cretă miza pe cartea lui de joc. Cât e, vă rog? Întrebă cel ce ținea banca, strângându-și ochii. Mă iertați, dar nu văd bine. 47.000, răspunse Herman. La aceste cuvinte, toate capetele se întoarseră deodată și toți ochii se ațintiră asupra lui. A nebunit, gândi Narumov. Permiteți-mi să vă atrag atenția, spuse Cecalinski cu zâmbetul lui neschimbat, că jocul dumneavoastră e foarte tare. Aici încă nu s-a mizat decât pe 275 simplu. Ei și, răspunse Herman, îmi bateți cartea sau nu? Cecalinski făcu o plecăciune cu același aer de smerită încuvințare. Vreau numai să vă fac cunoscut, spuse el, că fiind onorat de încrederea prietenilor, nu pot ține banca altfel decât pe bani gheață. Din partea mea sunt convins că e de ajuns cuvântul dumneavoastră, dar pentru regula jocului și a socoterilor, vă rog să puneți banii pe carte. Herman scoase din buzunar un bilet de bancă și îl întinse. Cecalinski îl privi fugitiv și îl puse pe cartea lui Herman. Apoi începu jocul. În dreapta căzu un 9, în stânga un 3. A câștigat, spuse Herman arătându-și cartea. Printre jucători se strâni rumoare. Cecalinski se încruntă, dar zâmbetul îi reapăru îndată pe față. Îmi dați voie să vă achit? Întrebă el pe Herman. Vă rog. Cecalinski scoase din buzunar câteva bilete de bancă și îi plăti îndată. Herman își luă banii și se duse de lângă masă. Narumov nu-și putea reveni. Herman bău un pahar de limonadă și se îndreptă spre casă. A doua zi veni din nou la Cecalinski. Anfitrionul ținea banca. Herman se apropie de masă, jucătorii făcură loc imediat. Cecalinski îl salută curtenitor. Herman așteptă o nouă partidă, alese o carte, puse pe ea toate cele 47.000 și câștigul din seara trecută. Cecalinski începu jocul. În dreapta căzu un valet, în stânga un 7. Herman întoarse șaptele. Toți scoaseră strigăte de mirare. Cecalinski se tulbură vădit. Numără 94.000 și îi întinse lui Herman. Acesta le luă cu sânge rece și se îndepărtă în aceeași clipă. În seara următoare apărut din nou la masă. Îl așteptau toți. Generalii și consilierii intim își lăsară whistul ca să vadă un joc atât de neobișnuit. Tineri ofițeri săriră de pe divane, chelnerii se strânseră în salon. Toți făcură cerc în jurul lui Herman. Ceilalți jucători nu puseră cărțile, așteptând cu nerăbdare să vadă cum va sfârși el. Herman stătea lângă masă, pregătindu-se să se ponteze de unul singur împotriva paridului, dar mereu zâmbitorului Cecalinski. Fiecare își desfăcu pachetul de cărți. Cecalinski făcea cărțile. Herman tăie și își acoperi cartea cu un teanc de bilete de bancă. Jocul aducea a duel. Se lăsă o tăcere adâncă. Cecalinski începu jocul. Mâinile îi tremurau. În dreapta căzu o damă, în stânga un as. A câștigat asul, spuse Herman și își întoarse cartea. Dama dumneavoastră a fost ucisă, adause Cecalinski blând. Herman se cutremură. Într-adevăr, în loc de as, în față avea dama de pică. Nu-și credea ochilor. Nu înțelegea cum de putuse să greșească. În clipa aceea,
I se păru că dama de pică îi face cu ochiul și îi zâmbește sarcastic. Asemănarea extraordinară lui Mi. Bătrâna! Strigă el îngrozit. Cecalinski își trase spre el biletele pierdute. Herman stătea nemișcat. Când se depărtă de masă, se porni un murmur puternic. Frumos a mai pontat, spuneau jucătorii. Cecalinski făcea din nou cărțile. Jocul își urma cursul. Epilog. Herman a înnebunit. Acum se află la spitalul Obuhov, în salonul numărul 17, și nu răspunde la nicio întrebare. Bolborosește doar cu o repeziciune uimitoare. 37 asul, 37 asul, 37 asul, 37 asul, 37 dama, 37 asul, 37 dama. Elisaveta Ivanovna s-a căsătorit cu un tânăr foarte cum se cade, care are pe undeva un serviciu și o avere considerabilă. E fiul fostului administrator al bătrânei contese. Elisaveta Ivanovna crește o rudă săracă. Tomski a fost avansat rotmistru și se căsătorește cu prințesa Polina.